Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, suntem acum în ultima parte a relatării făcute de Luca cu privire la viața Domnului Iisus și aici este relatată moartea Lui. Apoi avem învierea Domnului Iisus și Luca prezintă toate aceste elemente pentru că el nu aduce în scenă doar un reformator moral sau un personaj cu puteri miraculoase, ci un mântuitor pentru întreaga lume. Acesta este motivul pentru care evanghelistul Luca prezintă toate aceste aspecte legate de viața Domnului Isus. Din cele ce am văzut până acum, am putut deduce modul special în care Domnul Isus și-a dat Duhul. De fapt, chiar am insistat asupra acestui aspect, deoarece ceea ce s-a petrecut cu Domnul Isus nu a fost o moarte obișnuită, ci o moarte pe care El a suferit-o de bună voie, ea fiind singura modalitate pentru ca noi să fim iertați de păcatele noastre. Este, dragii mei, lucrul capital al existenței umane. Nici o descoperire care a propulsat omenirea cu generații întregi nu are un efect asemănător cu această moarte a Domnului Isus. Din păcate, reacția față de moartea Domnului nu este cu mult diferită astăzi de ceea ce a fost atunci. Există aceeași indiferență și lipsă de înțelegere. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să lumineze mințile noastre, să încălzească inimile noastre pentru ca acest mare sacrificiu să nu rămână neroditor în viețile noastre. Să ne întoarcem acum la relatarea făcută de Luca cu privire la moartea pe crucea Domnului nostru. Am rămas la momentul în care Domnul Isus și-a încredințat Duhul în mâinile Tatălui. Toți ceilalți au rămas privind la El. Acum mergem puțin mai departe, la secțiunea finală a capitolului 23 și apoi ultimul capitol al Evangheliei după Luca. Aici aflăm ce se face cu trupul Domnului. Era un sfernic al soborului numit Iosif, om bun și evlavios, care nu luase parte la sfatul și hotărârea celorlalți. El era din Arimatea, o cetate a iudeilor, și aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. Omul acesta s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Hristos. Omul acesta s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Isus. De fapt, secțiunea finală acestui capitol se ocupa atât de înmormântarea cât și învierea lui Isus pentru că aceste două evenimente trebuie luate împreună. Pavel a scris, v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Așa spune Pavel în epistola adresată corintenilor. Acestea sunt faptele Evangheliei. În ce relații vă aflați voi, dragi prieteni, cu aceste fapte? Domnul Isus a murit și a fost îngropat. Dar a înviat din morți. Ce înseamnă aceasta pentru voi? Credeți că Isus Hristos a murit pentru voi? Credeți că odată cu mormântarea Lui au fost îngropate și păcatele voastre, astfel că această chestiune a păcatului este de acum rezolvată? Credeți că Isus a înviat și că veți învia și voi când va cu El? A crede acest lucru înseamnă a fi așezat în Hristos. Dumnezeu ne vede prin Hristos neprihănirea lui devine neprihănirea noastră. Poziția lui este și poziția noastră. Și numai cu atât ne putem lăuda în această vreme. Este evident că Iosif era un om cu prestigiu. Era un membru al Sinedrului. Se pare că putea exercita o oarecare influență. Cu toate acestea, când a luat partea lui Hristos, a fost singur. Deși Iosif era membru al Sinedrului, nu a fost de acord cu acțiunea celorlalți membri. Prin urmare, Votul care decidea condamnarea la moartea lui Isus prin răstignire nu a fost unanim. Iosif era un om evlavios, un om religios. Când s-a aflat față în față cu Isus, a fost nevoie să ia o decizie. Se pare că existau mulți credincioși în Isus Hristos care nu își arătau credința la fel ca ucenicii lui. Oricum, în timpul răstignirii, ucenicii se ascunseseră, iar cei care stătuseră ascunși până atunci au ieșit la lumină. Iosif și Nicodim au fost cei doi oameni importanți care au declarat în mod deschis că se încred în Mântuitorul. Evanghelia după Ioan ne spune că Nicodim a participat alături de Iosif la mormântarea Domnului Isus. Credința lui Iosif este un lucru cunoscut acum. Ca persoană care se bucura și de avere și de influență, el cere să-i se dea trupul Domnului. La a dat jos de pe cruce, ne spune versetul 53, L-a înfășurat într-o pânză de in și l-a pus într-un mormânt nou, săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni. Acum apare întrebarea: unde se afla mormântul în care a fost pus Isus? Astăzi există două locuri despre care se presupune că au conținut acel mormânt. Pe unul din aceste locuri este construită o biserică catolică, iar celălalt se află în afara zidurilor orașului. Deci acum nu se poate spune cu certitudine care este locul unde a fost pus mormântul. Au existat mai multe grupuri care l-au urât pe Hristos și care au urât și creștinismul atât de mult încât ar fi înlăturat orice urmă care ar fi putut aminti de el. Mai trebuie luat în considerare și faptul că armata romană sub conducerea lui Titus, în anul 70, a distrus Ierusalimul și practic l-a șters de pe fața pământului. Mormântul care este arătat turiștilor din așa numită grădina a mormântului a scăpat de distrugere și, chiar dacă nu este acesta mormântul real, cel adevărat nu poate fi departe. Dar Dumnezeu nu a dorit să lase intact un loc precum mormântul lui Isus, pentru că oamenii ar fi făcut din el un fetiș în loc să se închine Domnului. Era ziua pregătirii și începea ziua sabatului. Femeile care veniseră cu Isus din Galileea au însoțit pe Iosif au văzut mormântul și felul cum a fost pus trupul lui Isus în el. Micul grup de femei credincioase Domnului, care probabil că se îngrijiseră de Domnul Isus și de ucenicii lui tot timpul, au fost alături de el până la sfârșit. Femeile au văzut cum a fost așezat trupul lui Isus. Cu alte cuvinte, în înmormântarea nu era încheiată. Mai târziu, Nicodim și Iosif au înfășurat trupul înfășit de pânză de in cu mirezme, aproape 100 de litri de zmirnă și aloe, după obiceiul de îngropare al iudeilor, așa cum ne spune Ioan în Evanghelia sa. Dar acum și femeile se pregătesc pentru îmbălsămarea trupului Domnului. S-au întors și au pregătit mirezme și miruri. Apoi, în ziua sabatului, s-au odihnit după lege. Pentru că ziua de sabat era o zi de odihnă, ele nu au venit la mormânt. Au pregătit mirezmele cu care aveau să ungă trupul lui Isus, dar au irosit aceste mirezme pentru că atunci când au ajuns la mormânt nu au mai găsit trupul domnului vă amintiți că maria din betania a uns trupul domnului cu mir cât încă era viu și a fost criticată pentru risipa făcută dar până la urmă mirul ei a fost cel care a folosit și nu a fost risipit să mergem însă mai departe și la ultimul capitol din evanghelia după luca capitolul 24 Aici este prezentată învierea Domnului Isus. În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus mirezmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Isus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis, Pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici ce a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Femeile au venit la mormânt și au adus mirezmele pe care le pregătiseră. Mi-am dorit întotdeauna să pot întreba ce au făcut cu ele până la urmă. Maria a fost mustrată când a uns trupul Domnului cât era el încă viu. De ce se risipește acest mir scump? Au spus criticii ei. Dar mirul ei nu a fost risipit. Nu s-a irosit. Mirezmele acestor femei însă nu au fost folosite, așa că eu cred că acestea au fost aruncate. Aceasta a fost adevărata risipă. Probabil că au fost atât de emoționate încât au lăsat mirezmele lângă mormânt. În ceea ce privește piatra de pe mormânt, ea nu a fost dată la o parte pentru ca Domnul să poată ieși, ci pentru ca ele să poată intra. Domnul nu a fost reținut de nimic în mormânt, dar era nevoie ca lumea să vadă că el nu mai era acolo. El plecase deja. Pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? A fost o întrebare foarte bună. De fapt, de ce au venit femeile la mormânt? De ce au venit și Petru și Ioana, alergând cât îi țineau puterile? Ei căutau un mort printre morți. Ei nu căutau o persoană vie. Ei nu au crezut că Domnul Isus Hristos ar putea învia dintre cei morți. Unii oameni cred că există un conflict între relatările Evanghelilor cu privire la dimineața învierii și evenimentele care au avut loc atunci. Un studiu amănunțit al Evanghelilor va arăta că nu există niciun fel de conflict. Fiecare scriitor prezintă un alt aspect al învierii. Luca, de exemplu, ne vorbește despre venirea femeilor la mormânt și dezvoltă de aici acest fragment. Femeile și-au mintit cuvintele lui Isus când îngerul le-a adus aminte de ele. Este posibil să auzi ceva, să fii aproape sigur că este adevărat, dar să nu crezi acel lucru. Aceasta este poziția unui mare număr de oameni față de cuvântul lui Dumnezeu în prezent, Totuși, toți evangeliștii au arătat foarte clar că Domnul Isus le-a spus ucenicilor săi de nenumărate ori că El va merge la Ierusalim pentru a muri, dar că va învia a treia zi din morți. Ei auziseră ce spunea Domnul, dar nu le venea să creadă ceea ce auzeau. La întoarcerea lor de la mormânt au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Poate că vă așteptați ca apostolii să fie foarte impresionați de spusele femeilor, dar observați, vă rog, reacția lor. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor bazme și nu le credeau. Poate că ați presupus că aceste femei vor fi considerate martori de încredere și vor fi crezute primii care s-au îndoit de înviere au fost chiar apostolii Domnului Isus. Și aceasta în ciuda faptului că Domnul le spusese de foarte multe ori ce urma să se întâmple. Le vorbise despre moartea și învierea sa. Dar Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșiile de pânză care stăteau pe pământ. Apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate. Simon Petru a simțit nevoia să cântărească în minte toate dovezile până și-a formulat o părere clară despre ce s-a întâmplat. Nu cred că Petru a fost la fel de rapid în luarea unei decizii cum a fost Ioan. În Evanghelia sa, Ioan ne spune că atunci când a ajuns la mormânt și l-a văzut gol, a crezut. Ioan a fost convins imediat de învierea Domnului Isus, dar Simon Petru a avut nevoie de timp pentru a se gândi la acest lucru. Din acest moment, Domnul începe să se arate la diverse persoane din anturajul său. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Maus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Isus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Acum suntem pe drumul spre Maus. Acesta este un traseu interesant. Au existat câteva discuții și cu privire la această distanță dintre Emaus și Ierusalim. Erau în jur de 11 km între cele două orașe. Pe drumul spre Emaus, domnul s-a alăturat celor doi ucenici care mergeau și vorbeau despre el. Ei nu-l văzuseră pe domnul și nici nu credeau că a înviat din morți. Nici nu credeau că acela care mergea alături de ei pe drum este Hristos cel înviat nici măcar nu căutaseră un astfel de Hristos. El a zis, Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, Tu ești singurul străin aici, în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce le-a zis el? Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod? Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit? Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus de, de dimineață la un mormânt nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedene de îngeri care ziceau că el este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spusere femeile, dar pe el nu l-au văzut. Întrebarea pusă de Cleopa ne descoperă un aspect nerelatat de niciuna din celelalte evanghelii. Arestarea, răstignirea și vorbele despre înviere agitaseră deja întreg Ierusalimul. Acești doi oameni nu puteau crede că exista cineva în zona aceea care să nu știe nimic despre toate aceste lucruri. Este ca și cum ați merge cu un prieten pe stradă în localitatea voastră vorbind despre faptul că omul a ajuns pe lună. Cineva se apropie de voi și spune: Cum? Vreți să spuneți că omul a ajuns pe lună? Sigur că ați reacționa la o așa întrebare și v-ați mira cum poate exista în prezent cineva care să nu știe că omul a ajuns pe lună și s-a întors de acolo. La fel de incredibil se părea acestor ucenici gândul că exista cineva care nu auzise cele ce se întâmplaseră în Ierusalim în acele zile. În apărarea sa înaintea lui Agripa, Pavel spune că este convins că aceste lucruri nu îi sunt ascunse pentru că s-au întâmplat în văzul tuturor, nu în secret. În zona aceea, toți vorbeau despre cele întâmplate. Dar ați observat ce au spus ei? Ei au spus, Isus din Nazaret, care era un proroc. Ei credeau că era mort. Vorbeau deja despre el la trecut. Nu credeau că înviase dintre cei morți. Pentru ei a fost un eveniment deosebit, legat de o persoană deosebită, dar încă nu credeau că Domnul este viu. Tocmai de aceea este nevoie ca Domnul Isus să intervină. Atunci Isus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii! Și începe Domnul Isus și le explică celor doi tot ceea ce spunea Scriptura cu privire la aceste evenimente. Dragi prieteni, este o bună lecție pentru noi. Și noi suntem asemenea acestor ucenici când este vorba despre promisiunile Scripturii. Avem nevoie și noi ca Domnul să ne explice Scripturile, și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tălcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Domnul Isus spune că înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu este foarte importantă. În versetul 25 ni se spune că trebuie să avem o credință în Biblie. El spune, nepricepuților, zăbavnici cu inima când este vorba să credeți ce spune cuvântul. Pur și simplu, acei ucenici nu credeau cuvântul său. Pentru a înțelege Biblia este nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să vă deschide inima și mintea. Numai Duhul poate transforma în realitate ceea ce studiați în Scriptură. Acum, dragi ascultători, vreau să vă invit să citiți acest capitol 24 în întregime. Veți găsi acolo câteva aspecte legate de arătările Domnului Isus. El nu era o fantomă, nu era o umbră, ce avea un trup, mânca, vorbea, putea fi simțit, palpat, numai că nu mai era condiționat de spațiu și timp. El se putea deplasa oriunde, oricând. Dar despre toate acestea, vă rog, citiți acest ultim capitol din Evanghelia după Luca. Aș vrea să ne concentrăm acum atenția, în final, asupra două aspecte. Unul este mandatul pe care Domnul Isus îl încredințează ucenicilor săi și, bineînțeles, și nouă, iar al doilea este înălțarea lui la cerul. Apoi l-a zis. Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis: Așa este scris și așa trebuie să pătimească Hristos și să înviese a treia zi dintre cei morți. Să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința tatălui meu. Dar rămâneți încetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Observați, vă rog, că Domnul îi numește pe ucenici și ne numește și pe noi martori ai săi. Dragii mei, aceasta este în conformitate cu prorociile Vechiului Testament și este un mandat pe care trebuie să-l tratăm cu toată seriozitatea. Remarcați, de asemenea, perspectiva globală a acestor evenimente. Evanghelia aceasta trebuie să ajungă până la marginile pământului, iar metoda lui constă în mărturia pe care oamenii o pot duce înaintea lumii și mesajul este acela că el a murit și a înviat din morți, iar cei care se încred în el, oricât de păcătoși ar fi, vor fi mântuiți. Puterea de a duce această mărturie, dragii mei, în toată lumea, vine prin Duhul Sfânt. Al doilea aspect important aici este înălțarea Domnului Iisus la ceruri. El a dus afară până spre Betania și și-a ridicat mâinile și a binecuvântat. Pe când îi binecuvântat s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. Când ucenicii l-au văzut pe Isus pentru ultima dată, el i-a binecuvântat. Când va veni din nou, el va judeca această lume. El nu va veni să judece biserica sa, ci o va binecuvânta. Noi ar trebui să așteptăm cu mare nerăbdare și bucurie venirea lui. După ce ei s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie și tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Aceasta este mărturia Evangheliei după Luca. Am nădejdea că v-a dus o mare binecuvântare. Inima mea a fost binecuvântată, mintea îmbogățită și voința întărită. Studiul Evangheliei după Luca m-a făcut să-mi doresc să-L cunosc mai bine pe Domnul și Mântuitorul meu mă rog Domnului, să se întâmple la fel și cu voi. Și nu pentru a dobândi doar o cunoaștere, o îmbogățire a cunoștințelor teologice, ci pentru a dobândi cunoașterea Fiului Lui Dumnezeu, singurul care vă poate izbăvi de păcatele voastre, singurul care vă poate aduce în prezența Lui Dumnezeu. Și nu pentru o zi, nu pentru o săptămână, o lună sau un an, ci pentru o veșnicie. Dumnezeu să ne ajute pe toți să ajungem acolo. se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.